În prag de sezon estival, Primăria Buzău a organizat în parteneriat cu Centrul Cultural Alexandru Marghiloman la Iazul Morilor o bursă a locurilor de muncă în domeniul Horeca. La eveniment au fost prezenți 8 angajatori. Tinerii au nevoie de o deschidere și din partea noastră ca să nu mai fie nevoiți să plece ca forță de muncă în străinătate și astfel să ducem undeva la standarde cât mai înalte potențialul de lângă noi. Spuneți, în cazul dumneavoastră, cam de câte persoane sunt nevoie în momentul de față? Un număr exact nu pot să vi-l spun, pentru că, după cum prea bine știți, în Horeca există o foarte mare fluctuație în ceea ce privește personalul, dar cu certitudine avem nevoie de forțe proaspete, avem nevoie de oameni determinați, hotărâți și serioși care să activeze în domeniul Horeca. Salariile cum sunt? Cam așa, măcar estimativ să ne spuneți. Salariile sunt începând de la minim pe economie până la niște standarde destul de corecte, având în vedere performanțele de care dispune fiecare dintre angajați. Este nevoie să ajutăm oamenii să înțeleagă că este nevoie de muncă, este nevoie de forțe proaspete și cred că trebuie să îi învățăm să aibă curaj să vină și să întrebe. Spuneți-ne și dumneavoastră, la firma pe care o reprezentați, cam de câte persoane ar fi nevoie în momentul de față? În momentul de față, cred că 2 persoane mi-ar fi bine. 2 persoane momentan. Ar fi cam care ar fi motivele pentru care nu se îndreaptă tine către acest domeniu? Sau mai puțin decât în alți ani, să zicem? Nu știu, se vede foarte tare dezinteres sau nu știu, n-aș vrea nici să rănesc, nici să jignesc, dar trebuie cumva să-i educăm și să-i învățăm că nu doar ceea ce înseamnă social media sau influencer sau nu știu ce este viitor. Trebuie să-i educăm cumva, meseriile au fost și au dăinuit de când e lumea și trebuie să reziste. Cred că ăsta este cel mai important. Este prima ediție a Bursei Locurilor de Muncă în domeniul Horeca. Este organizat de Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman și Primăria Municipiului Buzău. Avem în jur de 8 reprezentanți ai operatorilor economici, atât din municipiu cât și din județul Buzău. Pe ce domenii sunt operatorii? Toți operatorii sunt din domeniul Horeca. Horeca însemnând hoteluri, restaurante, catering, ca să îl zicem în detaliu, dar aceștia au atât pensiuni cât și restaurante, tot ce cuprinde domeniul Horeca. Cui se adresează târgul? Târgul se adresează absolut tuturor oamenilor interesați să își schimbe locul de muncă în cazul în care nu lucrează deja în domeniu. Pentru persoanele care studiază, de aceea avem foarte mulți elevi aici, au de îndeplinit perioada de practică, dar dincolo de perioada de practică, poate sunt doar pasionați și își doresc să aibă o carieră în domeniul acesta. Și practic pentru orice persoană care este în căutarea unui loc de muncă, indiferent că a lucrat sau nu înainte în acest domeniu. Printre persoanele care s-au prezentat la standuri s-au aflat și elevii interesați de domeniul Horeca. Am mai lucrat în acest domeniu în bucătărie și mi se pare o meserie frumoasă și cu multe oportunități. Trebuie să-ți placă. Da, această meserie trebuie să-ți placă. Dacă nu-ți place, nu ai cum să faci cu aceeași pasiune. Dacă nu o faci cu pasiune, niciodată n-ai cum să-ți iasă acea meserie. Ce clasă ești? Sunt clasa 11 a liceu. La ce liceu? Dr. Ceangelescu, Buzău. Și chiar ai de gând să lucrezi în acest domeniu? Da, eu am mai lucrat pe perioada de practică în liceu, în profesională de fapt. Am lucrat chelner ospătar în primii ani de liceu, de profesională, la un restaurant din Mărăcineni, Bianca, ca ospătară, dar patronul de acolo mă băga în bucătărie și lucram acolo. Și mie îmi place bucătăria în general, am lucrat și pe litoral, în mai multe locații. Și este o meserie frumoasă și... E bine plătită? Da. E bine plătită pentru oamenii care știu să facă această meserie și o fac cu plăcere. A fost prima bursă organizată de administrația locală pentru persoanele interesate să lucreze în domeniul Horeca.